Sunt zilele Tesla în China numărate. Să începem cu puțină istorie. La lansarea în China modelului S în 2014, Tesla nu prea a avut succes. Asta a fost de la faptul că Musk nu a realizat la momentul respectiv faptul că acei chinezi care își permit să cumpere un Tesla S, deci sunt destul de bogați, în general au șofer și vor să stea în spate și să aibă o banchetă foarte confortabilă. Ceea ce modelul S nu prea a oferit. Ceva s-a schimbat totuși în 2017, când Tencent, cea mai mare companie de internet din China, a cumpărat 5%, un procent de 5% din acțiunile Tesla. Și Elon Musk a spus apoi pe Twitter că au devenit un investitor și un advisor pentru Tesla. Se pare că acela a fost momentul în care au început legăturile serioase între Musk și China. Din acel moment totul s-a accelerat și se pare că Musk a reușit în final cu acea prin Tencent să aibă legăturile care într-adevăr căuta să le aibă cu China. De aici, în 2018, Elon Musk s-a dus personal în China și a semnat cu autoritățile chineze contractul ca să înceapă construcția Gigafactory din Shanghai. Lucrurile s-au derulat apoi foarte rapid. Tesla a avut din partea guvernului chinez o susținere totală. Alt exemplu, anul trecut, în timpul de epidemie de coronavirus, că pe când celelalte fabrici de automobile se închideau peste tot în lume, guvernul chinez le-a asigurat celor de la Tesla lucrători care erau echipați cu măști N95, din acele măști care într-adevăr reușesc să oprească virusul, nu ca restul lumii, care a primit măști care nu foloseau la mai nimic. În același timp, Tesla Shanghai era dezinfectată cu chimicale care aveau nevoie de o aprobare specială dată de guvern ca să le poți într-adevăr cumpăra și folosi. Și în același timp, Toyota și Volkswagen se chineau să redeschidă fabricile și n-au avut nici pe departe parte de un asemenea favoritism precum Tesla. După aceea, Tesla a reușit să-și construiască fabrica primind împrumuturi de la bănci chinezești care sunt susținute de guvernul chinez la dobânzi foarte bune și în afară de aceasta a primit și asigurarea, adică prin contract, în caz că Tesla de China dădea faliment, guvernul chinez nu se va îndrepta pentru recuperarea banilor împrumutați pentru fabrica din China asupra Tesla în oricare altă parte a lumii, adică asupra Tesla al Statele Unite, mai precis. Iarăși, pentru ca cineva să-și deschidă de fapt o fabrică în China, pe partea de automobile, guvernul chinez cere ca jumate din acea fabrică să fie deținut de autoritățile chineze. Tesla a obținut în final să deschidă fabrica și să rămână 100% proprietar a fabricii. Deci fără să fie niciun fel de nicio parte deținută de autoritățile chineze. Deci când fabrica a fost terminată, compania locală de electricitate a spus că niciodată n-a reușit să tragă liniile de electrice așa de repede la vreo fabrică până în momentul respectiv. Asta a fost tot la presiunea guvernului chinez. Și la fel și compania de apă a spus că a reușit să branșeze fabrica la rețeaua de apă în doar 4 zile, ceea ce la fel a fost un lucru fără precedent. Deci de aici ne dăm seama iarăși de ce Musk spunea anul trecut că China rocks
și îi dădea exemplu negativ pe americani față de chinezi. Toate acestea arată că cât de disperat de fapt a fost guvernul chinez să convingă Tesla să înceapă să producă în China. De ce se întâmplă lucrul acesta? Putem să vedem uitându-ne la strategia declarată de China pentru următorii ani în domeniul auto. Conform acestei strategii, China dorește ca până în 2035 jumătate din producția auto să fie de vehicule electrice, iar cealaltă jumătate să fie cel puțin hibriduri. Deci, în 2035 să nu se mai producă niciun fel de mașină care să fie doar care să folosească doar combustibile clasici, ci să fie măcar pe jumate un hibrid. Pentru a-și atinge acest scop, China are nevoie de o firmă care să ajute să tragă toată producția autohtonă în sus, să acopere cererea de pe piață, să facă să crească cererea și să-i ajute automat pe ceilalți producători să crească și ei, să-și crească volumele de vânzări în China. Acesta a fost rolul care l-au asignat celor de la Tesla. De aceea le-au pavat drumul cu aur, putem spune. Pe când, dacă ne uităm la ceilalți producători care fac afaceri în China, mulți se plâng că nu climatul de acolo nu mai este ce era altădată și începe să fie din ce în ce mai ostil cu firmele care nu sunt autohtone. China își dorește și să devină cel mai mare producător de autovehicule electrice din lume. Și având în vedere că pe piața chineză s-au vândut anul trecut 1,2 milioane de automobile electrice, ceea ce reprezintă cam 40% din toate mașinile electrice vândute în lume, ne arată că China nu joacă un joc pe termen scurt, ci are un scop pe termen foarte lung în minte. Și luând în considerare acest lucru, mulți analiști se întreabă dacă China nu va favoriza deja pe producătorii locali în detrimentul Tesla. Deci, pentru momentul actual, deja de China dorește să devină cât mai repede cel mai mare producător de vehicule electrice din lume și ar vrea ca, de fapt, toate vehiculele electrice, dacă s-ar putea să fie, care se vând, să fie fabricate în China sau măcar marea majoritate a lor să fie de proveniență chinezească. Iar pentru asta putem să mai avem un alt exemplu în minte cât de tare împing autoritățile chinezești piața chineză către folosirea vehiculelor electrice. În Shanghai, de exemplu, dacă vrei să obții un număr de circulație pentru o mașină nouă, în caz că este o mașină care folosește combustibili clasici, trebuie să câștigi o loterie pentru chestia asta și în afară de asta, dacă ai câștigat loteria, mai ai de plătit și 14.000 de dolari ca să primești permisul de a înmatricula mașina. Pe când dacă îți cumperi o mașină electrică, primești plăcuța fără nicio plată suplimentară și imediat. Deci poți să matriculezi mașina pe loc fără să mai aștepți și fără să plătești nimic în plus. China mai dorește și să transforme expresia Made in China în ceva care înseamnă valoare, spre deosebire de ceea ce înseamnă acum și care pentru cei mai mulți oameni înseamnă produse ieftine și calitate cam îndoielnică, cel puțin. Și de aceea am adoptat un principiu care se cheamă doar circulation, adică ce spuneam și mai devreme.
În afară de a acoperi producția autohtonă de autovehicule din producție internă, China dorește să devină și unul dintre cei mai mari producători de autoturisme electrice la nivel mondial, dacă nu chiar cel mai mare. În acest moment, doar 1,7% din mașinile produse în China merg la export și asta ne arată că chinezii vor avea de lucru mod serios dacă vor să devină unul dintre principalii exportatori mondiali de autovehicule. Unii analiști spun că tocmai pentru a realiza acest lucru, China susține deocamdată Tesla astfel încât să își crească producția cât mai mult posibil și automat să-i ajute și pe ceilalți producători locali să crească producția, pentru ca în final să ajungă chiar producătorii interni să exporte mașini în final pe tot globul, iar aceste mașini să fie privite ca ceva, un lucru de calitate și nu ca un lucru de calitate care să poată concura cu mașinile făcute de exemplu în vestul Europei și cele din Statele Unite de la egal la egal. Cum poate ajuta Tesla creșterea producției din China? Se vede dacă urmărim faptul că după ce au făcut contractul cu CATL, cel mai mare producător de baterii din China, și acesta le furnizează acum baterii și celor de la Tesla, pe lângă faptul că dau și celor de la NIO și de la XPeng. Veniturile lui CATL au crescut foarte mult, prețul acțiunilor pe bursă a crescut de 3 ori, ceea ce acum îi permite lui CATL să emită acțiuni și să se împrumute astfel obținând foarte mulți bani din aceste acțiuni și astfel să-și crească în continuare producția și automat să crească toată piața. De aici vor beneficia și ceilalți producători autohtoni. La fel și NIO s-a văzut, prețul acțiunilor a crescut foarte mult și au făcut deja mai multe emisiuni de acțiuni din care au strâns miliarde de dolari pe care acum îi investesc în continuare în creșterea producției. La fel a făcut și XPeng și Li Auto și după cum se vede China reușește într-un fel sau altul să-și urmărească cu succes ceea ce și-au propus. La fel, dacă ne uităm din punct de vedere al lui Tesla, fără ajutorul imens primit din partea Chinei, Tesla n-ar fi nici pe departe la prețul actual al acțiunilor și nu s-ar fi bucurat de succesul actual și n-ar fi avut producția actuală de mașini pe care o au. Deci, concluzionând, cel puțin pentru moment, Tesla plus China egal love. Asta va rămâne de văzut cât timp va dura de acum încolo. Dar, luând în considerare obiectivele pe termen lung pe care și le-au propus chinezii, fac presupunerea că cel puțin următorii 3-4 ani Tesla nu prea are de ce să-și facă probleme în ceea ce privește China și probabil va fi susținută de fapt în continuare, având în vedere că piața, conform cu ceea ce vor autoritățile chineze, piața ar trebui să crească cam de 10 ori pentru a ajunge unde doresc ei. Și este loc, deci, până urmă, de creștere pentru toată lumea. Iar între timp se pare că după ce va termina și fabrica din Berlin, Tesla e posibil să deschidă o fabrică și în India. Ceea ce îi va asigura o independență de ceea ce se întâmplă în China. Iar dacă vor fi dați la un moment dat afară din China, probabil că la momentul respectiv nu mai au de ce să-și facă atâtea probleme.
Mai mult, în primul rând, Tesla ar trebui să-și facă probleme, de fapt, din punct de vedere al calității produselor, care, în momentul actual, cam într-un fel lasă de dorit. Adică nu sunt deloc la calitatea de produse premium, așa cum încearcă să acrediteze ideea mulți dintre cumpărătorii de Tesla, dar și care dețin acțiuni la Tesla și sunt niște permaburzi în ceea ce privește Tesla. Aici, într-un fel, mie mi se pare că este unul dintre călcâile lui Ahile în ceea ce privește Tesla, având în vedere că și ceilalți producători de autovehicule încep să intre din ce în ce mai serios pe piața de EV. Iar dacă Tesla nu va avea vehicule care să fie la o calitate cel puțin la fel cu a celorlalți producători, e posibil până la urmă să-și piardă din procentele de piață pe care le deține acum și s-ar putea să se trezească într-o poziție foarte neplăcută în anii următori. În partea a doua a acestui material voi vorbi și despre concurența lui Tesla din China. Iar până atunci aș fi foarte curios ce părere aveți despre Tesla, China, concurența de acolo, ce se va întâmpla în anii următori. Lăsați-mi, vă rog, părerile voastre în comentarii.